Pământul este de fapt plat. Vreau să vă întreb ce părere aveți de lucrul ăsta. Știați lucrul ăsta, nu știați? Nu știam. Nu știam. Vă surprinde descoperirea asta că pământul este plat? Vă surprinde? Da, da. Ar putea fi plat, doamnă? Așa cum vă uitați la el, cum îl vedeți? Cred că da. Ar putea fi plat. Da. Dumneavoastră, cum știați că este pământul până acum? Păi era în arendă, era adică la proprietar. La pământ. Proprietar. Da. Nu, eu vă întreb de planeta Pământ. A, planeta Pământ, nu știu. Dumneavoastră, ce formă știți că are pământul nostru, planeta noastră? Cum este? Ce formă are? Este plată sau are altă formă, după cum o vedeți așa? Păi lungă, pătrată, cum e, nu știu. Vedeți dumneavoastră ora asta de vară, ar trebui să trecem la ea sau să nu mai trecem? Domnul șef, dar eu nu sunt de aici în zonă și nu mă pricep la ce spuneți dumneavoastră. Bine să trecem la ora de vară sau să nu mai trecem la ea? Dacă trecem la ora de vară, pe cum să ne trecem dacă Dumnezeu... Păi da, ce vrea Dumnezeu cu noi? Dacă Dumnezeu vrea să ne omoară, să fim morți. Să credeți că ora asta de vară e de la Dumnezeu? Sunt. Păi și... Nu? Dumnezeu nu credeți? Eu vă întreb, nu? Dar la cine? De la matale? De la mine? Dumnezeu ce vrea cu noi? E vine sfârșitul. Vedeți vreodată de ce trecem la ora de vară? Da, e înțeles așa, dar puțin de vară să fie un weekend. Dar acum e și mizerie și astea. Și... Nu vă deranjează că trecem la ora de vară? Că ați văzut, să dă ceasul în weekend acum cu oră... Da, da, tu, înainte și nu contează. Dar de ce dăm ceasul înapoi? De ce? Care o fi logica? Ați înțeles vreodată? Păi se dă că așa e logica, așa se dă lege. Așa e făcută de lege. Se dea ora și înapoi și înainte. Și înainte. Acum se dă înainte. Acum se dă înainte și când o fi pe toamnă, se dă înapoi. Dar de ce acum vara se dă înainte? Adică primăvara? Păi e vara, e unchen. Vine unchen. Și ce dacă? Păi vine unchen să ne distrăm, să ne plimbăm. Are altă formă. Cum credeți dumneavoastră? E plat. E plat. Da. De unde știți dumneavoastră? După cum vă uitați la el sau ați auzit pe undeva? E, la televizor ce spune... Așa. Unde ați auzit că e plat? La ce emisiune sau la ce fel de la știri sau unde? Nu mai țin minte, să știți că am o vârstă și nu mai țin minte. Deci nu e rotund, mai degrabă este plat, spuneți. Plat, da. De ce nu credeți că e rotund, cum spun alții specialiști? Nu, e plat și normal. N-are cum să fie rotund. Nu. Dacă ar fi fost rotund pământul, ce s-ar fi întâmplat? Cum ar fi arătat? Scofândam cu toată lumea. Ah, era pericol dacă era... Da. Când așa, dacă e plat ca un, n-avem cum să cădem de pe pământ, n-avem cum să... Da, e plat, plutăm în aer, cum ar fi în aer. Plat pământul, credeți că este rotundă planeta noastră sau mai degrabă plată? Asta zic. Dacă ar fi să vă gândiți așa un pic. Nu știu idee că nu prea am dat eu un... Da, seamănă cu o minge rotundă așa planeta sau așa cum o vedeți nu este rotundă și e mai degrabă plat așa ca un disc? E rotundă, cum să fie rotundă? Planeta... Aia, luna sau ce e? Luna. Nu, planeta noastră, planeta Pământ, pe care stăm. Asta, pe care stăm noi. Păi e pătrată, cum e? Sau ce? Nu pătrată, pătrată este? Ce ar trebui să facem ca să rămână aceeași oră? Nu știu, ce să facem noi? Avem... Păi, să luăm de găși și așa să... Asta, să ieșim în stradă, să... Da, da, păi... Da, eu aș merge, dacă ar fi ceva și aș merge cu autocar, cu aia, să mergem în stradă, să le facem, să... Facem ca un meeting așa. Da, păi da, un meeting ceva. Păi da. Să rămânem la oră. Dar care e ora bună? Asta la care trecem acum sau asta care e până acum? Ora de vară cea mai bună. Ora de vară. Să nu mai dăm acum. Da. Potențialul ăsta care se simbă, să guvernarea asta și Iohannes ăsta care... Fiecare putem judeca, dar nu trebuie să judecăm. Că sunt lucrurile în care trebuie făcute. Sunt locașuri sfinte. Înainte cum se făceau? Cum Ștefan cel Mare făceau atâtea de frângeri, făcea atâtea biserici astea. Și noi acum judecăm, n-are rost. Ar trebui să ne bucurăm de ea. Ne bucurăm de ea, că s-a realizat. Spuneți că și lucrarea, v-a plăcut lucrarea. Foarte frumos și cloapetele în care am rămas impresionat de ele, unde s-au lucrat. Ce v-a plăcut la clopotele astea? Sunetul în care, rezonanța lor, în care aduce foarte, te încheamă, parcă te cheamă la un moment de rugăciune, de simt așa, din suflet. Catedrala Mântuirii Neamului, ați văzut pe la televizor? Da, am văzut la televizor. Ați văzut la televizor? Ideea e că una dintre turle este strâmbă. Da, am văzut. Ați văzut că e strâmbă? Am văzut. La televizor. Domnule, sunteți de acord să o dărâmăm, să o facem dreaptă turla aia? Așa, după ce decizi eu așa, trebuie să o facă ca lumea normală, nu? E ceva suspect.
Deci ați văzut că e foarte mare, am dat o grămadă bani, dar nu putem să o lăsăm strâmbă. La anul, cu tot posibil, să poată să facă, să facă normal. Dumneavoastră, ați văzut sfințirea asta la televizor, nu ați fost văzut, acolo? Da. Și ați observat turul la strâmbă, s-a văzut la este televizor? Este cam strâmbă, da. Care dintre ele? Cum vă uitați așa? Aia din stânga, din dreapta, cum ați văzut? Eu așa zic, aia din stânga. Din ziua de astăzi, deci este lumea foarte rea și am zis, dacă vinim la Dumnezeu, poate e altfel lumea, dar e așa, s-a făcut lumea rea când avea voie să ieșim afară aici, la toaletă, deci nu avea voie să ieșim. Nu aveți voie, vă țin aici? Nu, doar nu știu, de aici risc aici, e foarte risc. Și am venit și cu copilul, cu mama și nu avea voie să ieșim afară. Și am zis de aici, am zis la un jandarm de aici, nu este de aici, organizația aici, nu este. Trăiască familia lor. Deci, noi... Deci, mă duc să întreb pe domnul Dragnea ce formă are pământul, că noi nu știm. Da, pe domnul Dragnea, știm. Deci, noastră nu știu... Păi, Ioanism în casă. Păi, Ioanism. Dar dumneavoastră bănuiți că e rotund sau plat? Asta vă mai întreb, atât. Cum e pământul, planeta? Rotund. Rotund? Se întoarce, domnule, pământul. Cum se întoarce? Și luna, și tot. Dar unde se întoarce? Bine, nu știu, apă. E o apă, unde e apa? Sub pământ sau unde? E și sub pământ și și ei la Constanța, Marea Neagră. Deci pământul stă pe apă? Pe categoric. Iertați-mă, vă să rămâni dumneavoastră. Haideți, am plecat să trăiți. Să rămână în aceeași oră, să nu totul. Da, deci să nu se simte, da. Pentru că, de exemplu, eu mă scol în fiecare dimineață la 5 dimineața, mă înțelegeți? Și noaptea, de exemplu, ieri am dormit 2 ore și aseară pe 7-8 seara m-am dus pe la bătăie și am ajutat pe este și a zic, nu prea oameni și a zic, se mai ajut și ea și... Vă încurcă, spuneți foarte mult, schimbatul ăsta de ore. Da, e foarte nasol treaba asta. O veni de la, o fi de la noi, o veni din străinătate, ce-o fi? Doamne, nu e de la noi. De unde vine schimbatul? Păi eu știu, doamne, eu știu, o fi guvernul sau... Ați văzut ce s-a întâmplat și cu... Eu am fost în Spania, nu acum un an am fost. Ați văzut ce s-a întâmplat acolo? Da. La afaje și aia, da. Cu mașini și aia. Am văzut la știri de dimineață. În concluzie, ar trebui să rămână aceeași oră, să nu tot o mai... Da, eu așa zic, așa a fost, de fapt, așa era foarte bine. Dar spuneți că nu avem cu cine, că ăștia nu sunt. Da. Deci, eu sâmbătă, duminică, e ziua mea. Galaxia noastră. În România? De unde știți că suntem în Galaxia România? Ați aflat la școală? Sunt aici. Asta, și căldura. Din lună. Cum adică din lună? Soarele nu iese din lună. Și luna? Luna după pământ. Ce se întâmplă cu soarele noapte? Nu știu, că eu seara de obicei eu dorm, nu am niște afară să mă uit pe sus ce se întâmplă. E lumea rea și aici, în curtea catedralei? Da, dar nu urmări, nu avem voie să facem pe noi. Asta e. Facem pe noi în fața catedralei. Deci nu este de aici logic ceea ce a făcut aici, așa. E plat pământul? Nu știu, abar nu mă întrebați, nu întrebați pe altcineva care mai cunoaște legile. Care... Nu v-ați interesat niciodată cum e pământul, pe ce planetă stăm? Nu. Cum se numește planeta noastră măcar? Cum eu zice? Nu am nicio abar, nu cunosc. Nu. Planeta Pământ se numește. Ați auzit de planeta noastră Pământ? Nu. Nu am nicio abar, hai, vă mulțumesc. Pământul este de fapt plat. Vă surprinde lucrul ăsta, vă așteptați la descoperirea asta sau ce spuneți despre descoperirea asta? Nu știu ce să... Vă așteptați să descopere că pământul este de fapt plat? S-ar putea. S-ar putea să fie plat? Da. Pentru catedra, că așa e bine ca să venim aici, să spune ca să intri odată, cât ești în viață, de 9 ori în altar. Dar stăm pe ceva plat, așa spuneți. Da, pe plat, da. Dacă e așa ca o minge, ca un... Da. S-a răsturnat. S-a răsturnat și unde ne duceam? La fund. Pământul este rotund. Nu este plat, cum apar teoriile astea, că ar fi plat, că dacă ar fi rotund, ar fi probleme și cu clima. Nu. De ce credeți că apar teoriile astea, că e plat? Ce... Din neștiință. În concluzie, cum credeți dumneavoastră că este plată sau rotundă planeta noastră? Plată. Mai, mai na, na.